Fermierii sunt alături de noi. Bună ziua, țară! Bună ziua, domnușeni! Bună ziua, Corbu! Sunt azi aici cu dumneavoastră că risc să rămân fără casă, fără masă, fără țară. De la 90 încoace, stimați compatrioți, noi tot alegem greul de leghină, declarativ numai. Dar de fapt, nu se schimbă nimică. Știți cum erau înainte la sovietici? Se schimba numai vivisca, rapo, capo, soviet colhozov, prostituatele erau aceleași, numai vivisca se schimba. Dar acum noi trebuie să facem și una și alta. Să schimbăm și vivisca și domnișoarele este care se vând de un partid în altul. Dacă cineva se face iluzii că noi avem partide politice, atunci greșește foarte mult. Deoarece noi nu avem partide politice sau guvernare, conducere. Avem o guvernare criminală, niște grupări criminale, mai bine zis. În frunte cu Pahanul Plahiș și cu președintele Pionare, a Pahanului Vărona. De atâta eu, restul sunt, știți, așa niște păduci politici, foarte bocați, șantajate de Pahan. Asta e realitatea. Ei trăiesc cu realitatea lor, noi trăim cu realitatea noastră, cu sărăcie. Deoarece reprezint veteranii de război.